Salutări! Salutări! Pupici! Vă pup! Să-mi pun și eu lănțișorul Tony Richardson, îi din zirconiu, foarte frumos, bineînțeles, îi așa mai clasic. Ștanțat Tony Richardson, da? deci e ștanțat în fabrica lui. Vedeți, cercei, inel. Astea le puteți lua de la mine, din depozitul meu, pentru că sunt speciale. Eu am cumpărat mai multe, de asta e prețul ăsta, dar pe ele acestea nu le găsești nicăieri decât la mine. Vedeți că am și aceștia frumoși. Vedeți? Foarte puternici. Vă salut, pupici, bună ziua, să rumâna. Da, o precă de cercei costă 100 de lei. Da, 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 și inelul, tot 100 de lei. Am și brățări, și colier, și așa. Ia să vedem. Citim mai departe. Bună ziua! Bună să vă fie inima! Salutări, doamna Marcela! Salut, domnule Mihail! Salutări, doamn domnule George! Te pup, băiatule! Aris! Ah, cadou! Scuze că eu mă... când văd cadoul mă apuc să deschid gura. Bună ziua, stimată doamnă! Salut! Te pup la mare meserie! Mihaița. Mulțumesc de cadou! Asu! Uite-mă, altă inimioară! Mă onorează cadourile. Marian! Marian, mulțumesc! Mă onorează cadourile. Tu câștigi! Caști gura la cadouri, da! Bine, și reclamă să-mi arăt și dinții naturali de la bunul Dumnezeu. Deci un interes continuu, scuze-mă. Deci, bună ziua, cei care îi, îi, ții cât costă 100 de lei, cei bombați 100 de lei, am și pe auriu, dar și pe argintiu, cercei. Ăștia pe argintiu, sunt foarte frumoși, sunt modelele lui Sofia Loren. O știți pe Sofia Loren? Da, e aveau o feminitate, tot timpul eșa cu niște bumbi Le-am spus celor de la fabrică să-mi facă pentru mine așa ceva. Îi ador, sunt cei care știți scud din anonimat. Costă 100 de lei, am pe auriu, am pe argintiu, am aceste frumoase inimioare, am dacă vedeți și vă arăt ca să vedeți și pe Argintiu argintiu auriu, colierul care ștanțat, inelul care l-am și pe auriu și pe argintiu, numai puțin ca să mai pun unul aici. Uite, vezi? Pe auriu și pe argintiu. Așa, eu iubesc uh, accesorile și iubesc să fiu femeie. N-are Dumnezeu treabă cu asta, cu accesorile, Accesoriile sunt frumoase. Bineînțeles, să nu exagerăm. O pereche de cerțe sunt frumoși, un lănțișor așa frumos și un inel, hai maxim două. Să șie, că dacă nu-i nu, nu bine. Ce material sunt? Inox, inoxidabil. Aceste culori vor rămâne așa. A, așa. A, arată limba. A, bună, doamnă. Marți am dat comandă de o cremă. Mi-ați scris comandă expediată și nimic. Miercuri nu s-a mai lucrat, ca să știți, și urmează probabil să vă intre luni, că dacă nu vă intre dumneavoastră comanda, îmi intră înapoi în depozit și eu, da, vă voi anunța. Ia să vedem unde pot găsi acest inel frumos. Acest inel frumos îl găsiți la mine. Eu vi-l trimit cu plăcere. Acest număr pe care îl am eu e numărul 10. Da? sta de aici e numărul 10. Legere, legere. Ăsta, dacă pun aici, am numărul 9. Și mai mare ca acesta 10, l-am pe 11. Și nu mai am inele. Pe urmă, bineînțeles, 8 și 7. Am 5 mărimi de inele. Sunt extrem de relaxante și extrem de, cum să spun, vizibile. Ia să vedem. Unde ți-ai pus fațetele? La Dumnezeu. Nu te speria că Dumnezeu are o creație și o perfecțiune ieșită din comun. Zice cuvântul că mintea nu poate pricepe și înțelegerea înțelegi mică pentru cei ce sunt și cei ce înțeleg. Atâta. Fără fațete și fără rahaturi de acest gen. Și nu mă spăr cu ce te speli tu. Mersi. Ce faci, doamnă? Mă întreabă cineva că a întrebat cineva de mine. Îți dai seama că a nu mai pot scrie despre Vadim. Uh, bună ziua! sunt perfecte la ce medic. Vai, mă onorez, mă bucur foarte mult că să-l onorez pe Dumnezeu. El e medicul, da? Suprem. Și sunt și ăștia la alți medici care sunt unealta lui Dumnezeu. Preținele, 100 de lei. Ți-l trimit la 100 de lei pentru că eu am comandat foarte multe pe diferite mărimi. Tony Richardson are inele pe diferite mărimi, 17, 18, 19, 20 și 21. Este marca Tony Richardson. Și de aici, da, sunt aruncate, da, așa. Dacă vrei, îți pot trimite cu T. Dar că recunosc că acest model, da, uneori mai cade t -ul. El rămâne tot în el. Și de asta am scos seria de pe piață, că eu sunt o femeie foarte serioasă. Nu ne bate în joc. De deci ce nu funcționează, ne cerem scuze. Așa, și aici avem, uite, am și perlele acestea. Vedeți perlele acestea? Tot 100 de lei. Sunt mari. V-am arătat căci... Doamnă, știm și te înțeleg. Bună ziua, ești minunată. Așa se văd. Bună ziua tuturor. Și măsele. Da, eu am toate măselele. Da, pentru că tu nu poți să zici a, că sunt obosit, a, că fumez, a, că nu știu ce. Le poți face pe toate, dar nu are voie față de creator, față de făcător să zițească fratele mare sau fratele mic. Dacă eu găsesc un bărbat, întâlnesc un bărbat, oricât de mult mi-ar place de el și lipsește un dinte din gură, nu îl pot săruta. Clitoris nu vede nici de introdus, nu introduce. E vorba de greață. Nu judecăm, dar du-te la și față. Ata tot. Pe cum? Vrei? Păi dacă eu le-am pe tăte, tu de ce dracu' nu le-ai? Că Dumnezeu nu a greșit creația. Ce crezi că te-o născut cu doi de din, dinți din minus? Nu, mă! Du-te să ți pui! Mulțumesc! Așa, și măsele și tot. Că ești -o, o, o, o măsea, repede, implant și -o spui o măsea. Și tehnologie avansată. Bun, aveți ce vă pune pentru durere de spate? Uh, pentru durere de spate trebuie într-adevăr o uh, bună imunitate. Colostrumul, să știi că ajută și mineralizează structura osoasă, reface legăturile slabe din mușchi și țevile puturoase și cele înfundate. Colostrumul este primul lapte al iepei și v-am spus da, despre acest lucru că îi primul lapte ăsta e colostrumul și are forța iepei, ca mușchi, mineralizare, mai ales acele femei care au avut o intervenție. Uite, de exemplu, eu nu m-am putut dilata și n-am putut să fac un copil natural. M-au tăiat ca pe porci. Șapte straturi până ce a ajuns la băiețelul meu. Sunt sigură că sunt mult mai multe femei care au mai mult decât o cezariană tot acolo tăiată. Cunosc o tipă, Raluca, care bine e are cinci, da? Uite, frumoase cezariene. Eu am scos limba mare la una. Și cunosc încă o pocăită care are 11 cezariene. Și da, trebuie să iei acestea, acest colostru, primul lapte al iepei, primul lapte al iepei. Ca să-ți mineralizeze cusătura și, iată, rupturile de mușchi, țevile slabe și uh, circulația sanguină, mișcările, mobilitatea, mineralizarea osoasă. Da? Ajută pielea, dă deoparte, uh, cum să spun, bufeurile urâte și sările dure de, uh, probabil, incapacitatea de a gândi corect, uh, insomnie și așa. Colostrumul mineralizează. Ce-i colostrumul? Primul lapte al iepei. Ce face el? Mineralizează, ajută, desfundă și, uh, cum zic eu, la țară, îmbărbătează sau îmbălsămează toate mucoasele din organism. Caca! în condiții, fără întreruperi, fără scremături. Asta face colostrumul. Eu la ador și îl iau. Unu, pentru că am 41 de ani, acum 9 februarie și nu vreau să ajung la menopauză. Și doi, cele ce sunt în menopauză, tu ca om, bărbat sau așa, și ăștia cu o, o pauză bărbață, suportă mai ușor. Pentru că sunt niște, sunt pentru două luni de zile. Ce are el aici? Laptele iepei. Ce face? Mineralizează. De ce e bun? Pentru că structurează și reface cu 12-14 ani structura interioară. Numai aici lucrează. Inimă, ficat, îmbălsămare, aparatul genital masculin. Vrei să ai copii? ia -l. Nu-l poți lua, care nu mai o, o singură problemă. Dacă ai alergie la lactoză, atunci nu ți-l pot trimite. Atât în rest, idee avut. Eu mă trezesc dimineața, iau detoxul, bineînțeles, salvă și, bineînțeles, colostrumul. Că nu vreau să ajung atât de repede la menopauză. Atât de bine ajută, atât de atare ascute feminitatea și corpul încât îi de avut. Tai da, colostrumul prin noaptea lepte, ia poloneză. Ca să știți de ce e poloneză. Pentru că polonezii sunt înaintea noastră cu 60 de ani. Aici puteți să faceți puteți face o poză să vedeți și ce are. Să citiți voi când puteți. Ce are aici? Are tiamină, vitamina B1, ribolflavină, vitamina B2, acid pantot pantotenic, vitamina B6, vitamina B12, biotină, niacină, colostrum în special, 200 miligrame de colostrum de iapă. Când eu da mi-am mi -am văzut copilul la câteva minute, că de aici mi l-a ridicat, sau se secunde și mi l-a dat aici, da? A zis, bine, după ce m-am trezit, îi dai primul lapte. Îi ăsta. Deci, practic, tu revii la ceea ce ai făcut dând tu, tu viață și forță copiilor tăi. Îi agresiv de bun. Eu îl iau în mod continuu. Și asta e iubirea mea. Așa, nu uh, numai puțin să mai citim din mesaje. Am dat o importanță mare colostrumului pentru că e primul lapte al iepei și îi de avut, mai ales celui ce-l dore spatele. Ia să vedem, ești la dentist, unde-i Tony? Tony este dincolo cu bunica. Bună ziua, e super minunată. Bună ziua, eu am pureci și blenoragie. Nu-ți dai seama că te blochezi pentru că se ia și online. Te pup! Ia să vedem. Bună ziua! Bună ziua! Crema pentru riduri, cât costă? Crema pentru riduri, le spun femeilor mele, este aceasta. Crema pentru riduri este aceasta. Aceasta este crema pentru riduri. Este pentru ridurile urâte, profunde și de expresie. Crema pentru riduri, asta are inulină, are sentela asiatică, are elixirul tinereții indian, ce are cupru, calciu, siliciu, zinc biominerale care, de care fața tare ta nevoie. De ce? Pentru că o păstrează. Îi, da, rezolvă elasticitatea. Adică știți că sunt fețe de la care aici se văd când râd și are practic căzută, fața căzută. Asta reface. Da? Ovalul feței căzute. Și ajută. Pentru că ea Golden Rai, se numește grădina raiului, este o cremă care stimulează pielea ta, o ajută și lucrează profund. Da, nu găsiți la fel nicăieri, pentru că e un produs 100% natural care nu face altceva decât îți alinează. Are tale riduri. Eu am 48 de ani. Ia să vedem. Bună ziua! A ceva pentru. Așa, foarte tare. Ainele care dumneavoastră pe Facebook sunt la 200 și ceva de lei. Felicitări! Stimă și respect, sunteți minunată! Da, dacă inelul ăsta pe Facebook e 200 de lei, luați-l de la mine de la 100 de lei. Punct. Și ei marcă. Că de la ei, dacă e de la ăla, nu-ți dă nimic înapoi. Iar dacă e de la mine și ești prin uh, registrul acelor conversații și o rot, o razna inelul, eu ți schimb aia înseamnă o marcă. Adică cineva care va vorbi pentru tine. Ana Pupici. Bună, pentru -ă, cardiaci este bun, cum să nu? Andreea rămână doamnă. Pentru cardiaci este foarte bun, pentru că ajută foarte mult. Pentru păr, pentru părul scat, deteriorat, am un șampon cu argint coloidal care îți dă volum și îți crește milioane de șuvițe, ca un aricuț. Așa, de unde se ia colostrumul? De la mine. Pentru că eu sunt ambasador. Colostrumul luați de la mine, de la numărul meu de pe telefon, care îi aici pe TikTok. Pe TikTok aici unde tu te uiți la mine, scrie număr de mobil, comenzi, așa, tot, 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 tot. Ți-ai pus în buze. Nu, dar îmi voi pune. Bună, ceva pentru păr uscat. Ceva pentru păr uscat am uh, șamponul cu argint coloidal, care într-adevăr e pentru păr pentru păr uscat, deteriorat, care nu are volum și nu mai crește. Aveți produse pentru a tăia pofta de mâncare, da, colostrumul și da, pentru a restabili condiția ta interioară. Căci, într-adevăr, trebuie să te ajuți cu ceva. Co ăsta îi detoxul. Și detoxul detoxifică ficatul pancreasul și, într-adevăr, când tu te detoxifici, ce face? Îți taie pofta de mâncare pentru că toxinele care pe tine te țin plină, tot timpul trebuie să le dai să fie și mai multe toxine. Și atunci când el, ele toxinele elimină, te curățăște. Și unele lucruri nu mai e poftă să le iei. Cum îți duciurile exagerata pâine și revenim în, în, special dulciurile și grăsimea. Și atunci detoxul detoxifică. Ei, cum puteți slăbi în, în, condiții? Anca, eu dimineață eu iau power cocktail. Mă trezesc dimineața, iau power cocktail. Corect. Și de ce e o power cocktail? Pentru că nu mai vreau să fiu sclava mâncatului. Am luat power cocktail. După power cocktail, că e un cocktail. E cocktail, deci nu e supă de sărat, ci cocktailul ăsta care îl vedeți aici. Îl faci tu, pentru că e produs german. Acolo nu e nici un de minciună. Pentru că are intisiu exclusiv. Nutriențe se transportă în celulă. În ce celulă? În celula grasă. În ce celulă? În celulă slabă. În ce celulă? În celulă puturoasă. În celula lentă. De ce se, se transportă în celula aia? Pentru că aia, da, se redresează. Ori o vei consuma, da? ori va fi folosită și pusă în spirala trupului tău ca să funcționeze. Asta va face ntc exclusiv. Sunt singuri din lume, fac o pauză, care are NTC exclusiv. NTC exclusiv. Așa, adică nutrienții se transportă în cerule. Da? n ce să mai caspi la farmacie pentru că nu au așa ceva. Nutrienții să se transporte în cerule. Continuăm. După masă o să mănânci ceva. După acest cocktail o să mănânci ceva și o să mănânci. Uite, eu astăzi, de exemplu, am cerut, mi au adus un picus de vinete, mai înainte am mâncat, cu o felie de pâine, dar nu toată am mâncat-o. Eu sunt fericită când las. Deci văd că e mult, mulțumesc la Dumnezeu că El vrea, dar eu las. Recunosc la mâncare. Tai că mă tot timpul mănâncă după mine. Așa. Și am cerut conopidă de aia cap alb, băgată, în, introdusă în ulei, adică în ulei, în făină și fiartă și până mâncă, prăjită în ulei. Adică pane, să zice, da? Și două pane. Asta am mâncat eu astăzi, cu o jumătate de felie de pâine. Bun. Și după aia am luat detoxul. Seara, îmi mai încântă cântă muzicuța stomacul, nu mă interesează că eu stăpâna lui. Iau restorul. Acesta cu acesta e 10 milioane. E pentru 30 de zile. Dar nu mai e sclava mâncatului, sclava bucătăriei, sclava bătăii de joc. Continuăm. După masă ei detoxul. De ce ei după masă detoxul? Pentru că ăsta îți dă energie. Are și cofeină pentru cafea. Adică tu nu mai denunți atâtea lucruri. Mai pui bani în buzunar. 30 de picuri dimineața, 30 de seara. Power cocktail și restor. Restor îți restaurează în timp ce tu dormi corpul. Te trezești vitală, luminoasă, exactă și cu mari planuri de viitor. Nu vă îngreșați, pentru că vi se îngrașă și vi se înfundă și visele. Și după masă, bineînțeles, ei detoxul. De ce? Pentru că tu ai mâncat. Ce e bun rămâne în organe, ce nu elimini prin caca. Punct. Da, dar nu e scrava mâncatului, cheltuitului, bucătăriei. Om, să știți că Dumnezeu a făcut pe om. S-a așezat frumos, e ca și cum am face noi un castel din nisip unui copil. Și nu și-a bătut joc de creație. Atât de mult a iubit ca al tău corp să fie atletic. Starea corpului tău este starea minții tale. Să nu credeți că Isus sau Adam și Eva a fost Nici unul din Eden. Din ea doi nu. Ce ați făcut voi? Aia îi unul mănâncă porc, unul nu mai poate de aia, arăți ce mănânci și trebuie să ai grijă de tine. Pentru că zice cuvântul, dacă tu pe mine mă uiți și uiți creația, adică scheletul cum ui, și eu uite de, tine, uite de, tine. O să zici, bine că tot timpul să în genunchi, de-abia mă ridic, de-abia mă pun. Cine te pune să-ți joc de tine? Pentru că tu ești dușmanul tău. Și nimeni nu-i vinovat pentru asta, decât tu pe urmă ceilalți din jurul tău care nu ți-au spus ce să faci pentru că pe ei au interesele lor. Dar tu trebuie să ai singurul interes să fii sănătos. Nu există. Anca, ce îmi dorești? Sănătate sau credință? Foarte multă sănătate. Îți doresc foarte multă credință. Tot să spuneți, să ai sănătate, dar să fim sănătoși. Și grași sănătoși. Dar n-au credință. Și atunci degeaba ai sănătate dacă nu ai credință. O să vă spun diferența. Când ai credință, ai sănătate, căci cu credința știi ce să faci cu sănătatea. Dar dacă ai numai sănătate și nu ai credință, nu știi ce să faci. Așa e? Că n-ai direcționarea. ce mai important? Biblia. ce mai important? Prima, prima, carte. Restul? Spirder de vreme. Și acolo nu... N-am văzut niciodată în scrie, am citit Biblia de vreo 3-4 ori și așa astăzi o citesc. Scrind despre grași. Arătați-mi un capitol. În Matei, în Luca, în, în, în ce? Unu despre grași. Dar zice acolo că cei ce mă uită pe mine ca acțiuni, ca și eu îi uit pe ei. Așa că o să zici că Dumnezeu nu se uită la asta să uită. Să uită. Să uită. Pentru că eu nu pot să-ți cer un sfat la 90 de chile. Dar nici nu mă pot duce să-mi spăl părul la o tipă care are părul nespălat în cap. Nu pot. Dar nici nu mă duc să-mi faci unghiile dacă eu pe tale, nu ți le văd de exemplu. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Dar nici nu mă duc ca femeie să investesc într-un instructor care știu că se injectează cu injecții din, din uh, Ungaria. Nu. 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 Eu trebuie să mă uit la diplome, ce ai făcut, cum au te aplauda publicul și așa. Așa că instructorul meu are 70 de ani. Eu când mă duc la el. și Costin Sorin Chiforului din Bistrița, care antre, 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 antrenează, mă înțelegi, sociolog, psiholog, arbitru în estetică fizică. Formator specialist sportul pentru toți. Hei! Grijă ce faci cu banii tăi. Asta e diferența între ce spun eu și ce cred alții că fac. Sau unii. Așa că o femeie în ziua de astăzi, în primul rând, pentru că femeia e creația, cine conduce lumea? Femeia. Când vezi femeie, trebuie să ai un respect deosebit nu o au jigod, vie, jignește o femeie. Păi o femeie este al doilea altar. Ce a zis Isus? Iubiți femeia cum am iubit eu biserica. Păi ai obligație, domnule! Prin calitate de bărbat trebuie să ai un respect de deosebit pentru o femeie. Dacă te poți o femeie, o trecut de 10 ori prin fața ta, de 10 ori te înclini. Că nu se întâmplă nimic. Pentru că se așează și Dumnezeu la bunătatea ta. Tu nu-ți dai seama? Te înclini nu în fața unei femei în special, ci în fața unei catedrale. Aia e femeia. Cum a zis mama lui Pablo Escobar? Ai bani, dragul mamei. Dar cu cine faci copii? Cu catedrala. Cine catedrala? Patricia. Cine e Patricia, soția ta? Dai. Dar copii? și relația și viața ta îi catedrala cine catedrala? Patricia. Soția. Atât. Dacă te-ai găstorit, ce ai cătat la biserică? Respect. Și așa mai departe. Așa că bărbaților, iubiți femeia, pentru că femeia, dacă e supărată, e din cauza voastră și a stării. Pentru că prima dată femeia dă și se comportă cum ei iar ar ca tu să te comporți. Și când vede că ești curvă și obraznic și tu peist, se comportă exact cum tu te comporți cu ea. Așa că respectă primul comportament, că e din inimă. Și al doilea vine la dracu cu el cu tot. Sau cu mama dracului. Am făcut o paranteză. Ia să vedem. Dar și femeia are greșelile. Nu te uita la greșelile mele ca multe. Tu trebuie să mă iubești când cel mai puțin am nevoie. Pentru că eu îmi revin și știu cel ce a stat lângă mine. Ia să vedem. adevărat, nu exagera. Femeia este să îmbure bărbatul. Nu o face icoană. Ascultă-mă. Femeia conduce lumea. Ca să știi. Deci nu tată condus o condus-o pe măta. Și măta l-a condus pe tată Și măta o condus și sarcina ta cu tine. Cui îi mulțumești? Creatorului, făcătorului, prima dată. Acolo e recunoștința. Și pe urmă, mamei tale. De ce? Pentru că nu te-au avortat, mă, băiatule, mă. Cine nu te-a avortat? Mama. cine mama? Femeia. Și de acolo ce pe respectul. E foarte ușor. Aici nu e aroganță, nu-i nimica. E ușor. cine e femeia? Altar. Păi dacă femeia nu-i bine, nimic nu funcționează în casă. Dacă pe că mi-o dore capul, Casa pereții mei e supărată. Îi sunt, supărați. Mama să fie supărată? De ce să fie supărată? Nu-i voie. Pentru că ea soarele, e stâlpul. Despre ce vorbim acum? Bună ziua! Pentru copii bun, colostrumul, da, de la 15 ani în sus. Trebuie să fie totul reciproc, doamna Robi, domnule Robi cu mine mincinoși la masă, nu stau. Cel puțin până ce nu mi-am dat seama că minț. Nici și măcar nu-ți spun că minți și că o e razna. Și pur și simplu eliberez locul. Pentru că eu nu am de ce să te corectez. Eu să te corectez pe tine? Eu nu sunt terapeut. Eu să te corectez pe tine? Cum să te corectez pe tine? Îți plac miciunile? Du-te la altă masă și cântă. Cu mine nu stai. Pentru că eu sunt făcută din seriozitate, din adevăr, dintr-un bun fundament, care nu mi-ai dat nici tu, nici tatăl, nici măta. A, mai dai două, trei orgasme de le dracului. Că revin. Îmi revin 100%. Înlocuim cu tehnologie. Ha? Să zic, o, oh, că îmi place. Niciodată mai mult decât mă plac eu pe mine. Și aici e vorba de respect, domne, de valoare, domne. Cum? Trebuie să fie reciproc. Păi logic. Dar ai văzut lucruri slabe? Eliberez locul. Atâta, nu de ce și nu, nu știu cum. Ia să vedem. Pupici. Gabriel. Bună ziua. Colagenul? Colagenul nu l-am acum pe depozit. Mai am așa elea de copii. Urmează să-mi ajungă marți sau miercuri și vi-l voi trimite. Colagenul este într-adevăr pentru tot Avertizament de încărcare a fost marcat acum un minut. Motivul următoarea încărcare va avea ca rezultat dezactivarea live-ului. Trebuie să consus detalii de mai jos. Nu permitem limbaje sau comportamente care hărțuiesc, umilesc sau amenință pe cineva. Printre acestea se numără și răspunsurile similare la astfel de acte. Foarte sensibile societatea în ziua de astăzi. Repet, eu nu stau la masă cu cei ce mint. Atâta tot. Dar că mi-l încâi de ăsta, îmi fac altul. Că nu mor cai când vor câinii. Atâte avertizmente câte să pot lua. Într-un live. Să nu poți să vorbești din ce ești construit. Să te deranjezi atâta de tare. Hai să vedem. Marin Pupici. Da, eu tot timpul primesc... Uh, am vorbit de... Uh, nu știu ce. centimetri a unui... Ca și idee și repede denunție. Repede. Dar apropo, cum e cu denunția asta? Adevărul doare, știu, dar și vindecă. Dar cum e cu denunția asta? Ce se întâmplă? Adică unul zice, cum e cu denunția asta? Ia explicați în voi. Cineva face denunție. În ce sens face denunție? Nu puneți femeia în vârful piramidii, femeia nu iubește ca un bărbat. Femeia are sacrificiu. Bărbatul este văzut și în Biblia cea de toate zilele. Un fel, dar n-ai citit-o, că normal de-aia mă întreb. Că nu mă întreba, e omul care citește să știi că e, e foarte, uh, cum să spun, înștiințat. Pentru că citește, omul care citește să știi că știe. Bărbatul este văzut ca un, uh, pisic, ca o pisică, bat, care vine a doua, a treia zi, tot acolo unde a scuipat și se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde se întorce după a doua, a treia zi, a doua, a trei zi, tot acolo unde el a scuipat, adică pisicul, pisicul, cu, motanul cu ghilimele, ca așa, pisică, că te pisici. Așa, uh, se întorce ca și cum nimic nu s-a întâmplat după două, trei zile și doriți ca totul să fie la fel. Cine se sacrifică mai mult femeia? Și respect asta, că eu o le... cred. Ia să vedem. Am, și în Biblie femeia nu are mare rol. Pe femeia e totul. Îmi zice, da, deci a dat cineva raport, nu i-a plăcut ce ai spus. Pe păi și cum e cu raportul ăsta? Dacă dai un raport repede, te anunță? Urât. Foarte urât. Să nu ai tu, să nu poți tu să zici nimic. Storm! Pupici! Storm, Storm! Ah! Te să-i salut, să Storm! Te să-i Storm, pupici! Probabil din greșeală mi-a trimit. Din propa din greșeală mi-a dar pe nu mai știu ce fac aici. Că mai înainte am primit un avertisment, raport, la dracu. Aoleu, cine am îndrăznit că-l mănânc? Da, pe am, am vorbit despre femeie. Am spus că femeia, Isus a spus, să iubiți femeia cum iubesc cu biserica. Și uh, uh, ăștia au probleme cu femeia. Cel mai mare păcat, ca în calitate de bărbat, să ai probleme cu femeia, care ți-a dat viață, care e totul și cea mai Așa înaltă structură în fața celui prea înalt. Storm, pupici! Să te ceri tu cu o femeie, dă să mă accept. Vă ăsta e părul meu datorită dumneavoastră la dor. Doamnă, da, doamnă, părul tău. Da, foarte frumos păraia, ai un păr foarte uh, vulcanic, frumos, prezent. Dar ce, ce probleme da, ai avut? În el? sfârșit am reușit să... Uh, în urma decolorărilor multiple, mi s-a degradat în timp și nu reușeam să-l mai cresc. L-am tuns acum câteva luni, la undeva la nivelul umerilor, pentru că era foarte ars, și acum e ăsta. Și acum adică, tu, 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 cu ce șampon te speri cu roșu de la mine sau cu negru? Nu cu ala roșu pentru hidratare. Da da exact așa ai volum mai mare în cap și Și e nespălat de câteva zile acum adică. Da dar mai bine ți stă când e spălat așa e și la mine când e nespălat mai bine îmi stă. Uh, pentru că asta face argintul coloidal vezi le-am spus la oameni. Fără să vreau am dat scuză mă storm. Da, păi și, tot mai de asta. Ce mai folosești de la mine? Avut? Arată-le șamponul să nu Păi de asta, de asta am venit în baie și de asta am da. acceptat. Mi-am dat seama că mi a trimis din greșeală, dar am vrut să accept să le arăt oamenilor. Asta e balsamul. Balsamul, corect. De aici l-a luat de la mine. Da. Și ăsta e șamponul. Da, ăla e șamponul, da, cu argincoloidal. E extrem de bun și e agresiv de bun pentru tot ce înseamnă cădere, pentru hidratare, pentru scal, pentru lungime, pentru tot ce înseamnă volum și bineînțeles milioane de mi păr. Mi Dar argintul coloidal normal mi și milioane de păr ai pe aici așa-i? Exact ca mine, da, vezi? Dar pe și eu mă spăl cu el, normal. Uh, Măi, da, de ce, de ce unii bărbați sunt supărați pe femeie tu? De frustrați. Deci, dar și frustrarea asta de unde e dracu? că trebuie să-și o rezolve cumva. Uh, din. Uh, nu știu, cred că e o chestie valabilă și la femei, și la bărbați. Chiar voiam să vă propun la un moment dat, când o să aveți timp. Uh, eu m-am apucat de ceva timp de. Cred că vreo săptămână, două, să fac live-uri. Nu intru foarte des, că nu-mi permite timpul. Uh, dar m-am apucat să vorbesc despre violența domestică, pentru că e o chestie foarte des întâlnită la noi Da, în da, da. Și... Deci o bărbață slabi, ridică mâna. Slab, uh, slab, simt nevoia mor. să... Chiar dacă să... nu mai ridică, stă slabi. Da. Uh, simt nevoia să transmit un mesaj slab. care să ajungă la slab. femeile alea slabe de îngeri care nu reușesc și cărora le e teamă să plece de, de acolo de unde sunt da, da, dacă zic de o tigaie, iar îmi fac o denunție ăștia. Nu mai zic nimic. Ziceți, doamnă, că le ziceți atât de bine, dar pe mine mă ung, mă, mă ung pe suflet. Da, îți dai seama, să te, să te bați cu cea mai fulminunată creație. Păi Dumnezeu are un respect, Dumnezeu are un respect deosebit pentru femeie. Păi altfel nu o crea, nu? A zis că cea mai frumoasă din creații este este femeia a pus-o Sara care a făcut-o la 90 de ani a dat copil. Bineînțeles și alții și alții la 90 de ani și a spus prințesă. Să înseamnă? Da. la 90 da. de ani da. să numești o femeie prințesă. mi se ridică părul am un a... să deosebit. Doamne nu vreau să vă mai să vă mai rețin. Mă bucur, chiar dacă din greșeală, dar mă bucur că m-ați primit în gazdă. nu știu a cum -a făcut, dar nimic se întâmplă, nu întâmplător, scumpă. Da, exact, nimic nu întâmplător. Și, dragilor, comandați de la doamna Ancuța, care are niște produse extraordinare. Eu am uitat acum, să, când am dat comandă, ultima comandă de un șampon, am vrut să dau comandă și de săpun, dar o să dau tura următoare. Da, dar pentru față, ca să ai fața ca mine, pentru că îi coargi coloidari, pentru bacterii, fungi, ciuperci, virus por dilatat și pentru coșuri urâte, mai ales copiilor celor tineri care sunt la școală și sunt groznici, că la unii nu te poți uita. Trebuie ajutat. Mama are și pentru față și pentru corp, ea le folosește și mai fur și eu de la ea când mă duc acasă. Da, da, <laughs> pentru că sunt de lux, dar s de avut, pentru că oricum cheltuiești bani pe de altă parte. Eu da, tot timpul exact. i spus cine sunt exact. eu și ce fac eu. Exact, așa este. Vă pup, doamnă dragă, să aveți un weekend minunat și o zi cel puțin la fel de frumoasă ca dumneavoastră. Te pup, doamnă, să rămână, mă înclin. Asemenea. Pupici, să rămână, fată. Pupici, doamnă, tot mai bine. Să rămână. Deci, din greșeală am apăsat. Vai, mulțumesc. Ce preț are săpunul și șamponul? Pe șamponul costă 125 de lei, are 300 ml și, bineînțeles, săpunul 75 de lei, dar e pur. 200 de grame, mare piatra pur argint Vă ador doar atât, nu-mi permit să comand ceva, dar vă urmăresc. Doamnă, nu-ți zice că nu-ți permiți. Eu cumpăr. Dani Buzica, mulțumesc pentru că banii vin la mine, pentru că-i merit. Eu sunt, eu am, eu pot. Da, doamna a cumpărat de la mine, într-adevăr. Ați văzut produsele, pentru că ce v-a arătat ea, am și eu mai am aici. Asta e șamponul negru, cu argint coloidal, vezi? Și mai am încă unul. Eu vând foarte mult. Mai am încă unul de ăsta, vezi? Că nu mai am. Balsam, un șampon. Urmează să-mi mintre. Ăsta e detoxul care detoxifică ficatul, pancreasul și așa. Deci detoxul pentru detoxifiere. Ăsta e foarte bun. Ăsta e pentru creier, da? Pentru condiția creierului. Ca să ai o Memorie de elefant, cum zic eu, mare. Colostrumul, da, primul lapte al iepei, crema de pete, asta-i, făcută în laborator pentru petele urâte, maronii persistente și de soare. Știți că eu sunt cu unicate? Ei sunt unicate. Unicate, nu le găsești în farmacii, e adevărat, pentru că nu se vrea. Că dacă s-ar vrea să fiți bine, s-ar găsi. Dar acolo se găsește ce vrea guvernul. Guvernul, ce vrea guvernul. Asta nu are rost să te super pentru că guvernul, da, ei sunt împreună, ei sunt o familie, noi noi suntem o altă familie. Cu tot că noi îi plătim. Asta e adevărul. Crema de pete costă 250 de lei. Pentru pete roșii și cicatis, poc, aici aveți ceva, pete roșii, ți le rezolv doar cu săpunul cu argint coloidal. După ce rezolvăm acneia și petele roșii, pe urmă dăm cu crema albind. Îți garantez că îți fac o față ca a mea. Dacă garantez garantez, cu clipul ăsta, că eu tot timpul le descarg și le pun pe TikTok. De, pe TikTok le descarg și le pun pe uh, YouTube. Să știți că am YouTube-ul meu și -o toate emisiunile de aici le descarg și le pun acolo. YouTube. Crema de pete cât costă 250 de lei. Prin ramburs sau plată în cont. Bineînțeles, în România ramburs una pentru pete albe pe picioare, ce aș putea folosi? Petele albe pe picioare, să pun cu argint coloidal, pentru că tu ai o problemă de imunitate care vine din interior spre exterior și se referă acolo numai și numai pe hașul de piele, în special pigmentul. Așa, colostrumul. Să, cel puțin să, când am pe alb, nu pot să pun alb. Vă las că sunt plină de musafiri. Vin oameni la mine. Mă scuzați. Salou bayatoule! Buna ziwa!